Pe 15 octombrie, procurorii din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de către un angajat al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. Acesta, având calitatea de agent șef adjunct la postul de poliție Scoarța, a fost bănuit de favorizarea infractorului, iar acum este cercetat pentru mai multe infracțiuni. Printre acestea se numără cercetarea abuzivă, sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri, fals intelectual și uz de fals. Se pare că George Ciulavu, șeful poliției din Scoarța, a oferit informații unei persoane urmărite într-o cauză penală instrumentată de IPJ, iar din probele administrate rezultă că acesta a ticluit probe nereale și a sustras altele din dosarul penal, cu ocazia instrumentării cauzei penale. Mai mult, Ciulavu a săvârșit toate acestea pentru a sesiza procurorul care supraveghea cercetările cu o propunere de clasare, atestând necorespunzător adevărul în cuprinsul referatului de clasare o situație de fapt și de drept nereală. La data de 11.12.2020 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de agent șef adjunct în cadrul postului de poliție Scoarța, județul Gorj, pentru săvârșirea infracțiunilor de favorizare a făptuitorului, sustragere sau distrugere de probe ori de înscrisuri, fals intelectual, uz de fals și cercetare abuzivă. S-a reținut că, cu ocazia instrumentării unei cauze penale, a ticluit probe nereale și a sustras probe din dosarul penal cu scopul de a sesiza procurorul din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești, care supraveghează cercetările în acea cauză, cu o propunere de clasare. Față de inculpat, s-a dispus de procuror măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, măsură preventivă necesară asigurării bunei desfășurări a procesului penal. Șeful de post a recunoscut faptele în fața anchetatorilor. Procurorii au dispus astăzi punerea în mișcare a acțiunii penale pentru toate infracțiunile pe care acesta le-ar fi săvârșit.